Un schimb de replici mai dure a apărut astăzi între președintele Consiliului Județean Vasile Mustățea și consilierul Constantin Ciobanu. Acesta din urmă a fost nemulțumit de faptul că au fost introduse 3 puncte suplimentare pe ordinea de zi chiar la începutul ședinței. Păi eu respect dacă legea îmi permite să suplimentez, da? Îmi permite, domnule, degeaba... Da. Deci eu pot să fac suplimentare la ședințele ordinare, nu avem voie să suplimentăm ordinea de zi. La ședințele extraordinare avem voie să suplimentăm ordinea de zi. Vedeți că vă aude tot județul. Asta este problema pe care dumneavoastră... Vedeți că vă aude tot județul. Și n-am făcut... Deci n-am propus decât proiect european. Deci am propus decât proiect european. Cele 3 puncte cu care a fost suplimentată ordinea de zi se referă la aprobarea unor documentații pentru 3 proiecte cu fonduri europene. Ele au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor.